Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Să ne reamintim, fie A și B două numere naturale nenule. Spunem că A îl divide pe B sau A este divizora lui B și notăm A divide B dacă există un număr natural nenul Q, astfel încât A ori Q egal cu B. De exemplu, 2 îl divide pe 12 pentru că există numărul 6 cu proprietatea că 2 ori 6 egal cu 12. Observăm că la rândul său 6 este divizor al numărului 12. 4 este divizor al numărului 16 pentru că există 4 cu proprietatea că 4 ori 4 egal cu 16. Notăm cu Dn mulțimea divizorilor lui n. De exemplu, mulțimea divizorilor lui 12 conține valorile 1, 2, 3, 4, 6 și 12, iar mulțimea divizorilor lui 16 conține valorile 1, 2, 4, 8 și 16. O primă metodă de determinare a divizorilor numărului n constă în a observa că toți divizorii săi sunt cuprinși între 1 și n inclusiv. Pentru determinarea tuturor divizorilor numărului n, putem utiliza variabila contor D, care va parcurge șirul tuturor valorilor de la 1 la n și va verifica pentru valoarea curentă a variabilei D dacă aceasta este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la D este egal cu 0. În caz afirmativ, se realizează o prelucrare a divizorului D. Algoritmul prezentat este corect, dar ineficient din punct de vedere al timpului de executare. O altă soluție este să observăm că pentru orice n, de la valoarea n pe 2 plus 1 până la valoarea n minus 1, nu mai există divizori ai numărului n. Astfel, putem să înjumătățim intervalul în care căutăm divizorii lui n. Implementarea în pseudocod a algoritmului optimizat de afișare a divizorilor unui număr natural nenul. Pentru determinarea tuturor divizorilor numărului n, putem utiliza variabila contor D, care va parcurge șirul tuturor valorilor de la 1 până la parte întreagă de n pe 2 și va verifica dacă D este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la D este egal cu 0. În caz afirmativ, se afișează valoarea curentă a divizorului D. La finalul algoritmului se afișează și valoarea variabilei n ca fiind cel mai mare divizor al lui n, singurul mai mare decât jumătatea sa. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul n cu maximum 9 cifre și afișează pe ecran, precedat de un mesaj informativ, numărul divizorilor săi impari. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de divizori naturali impari ai lui 1 este 1. Pentru n egal cu 6, mesajul afișat va fi numărul de divizori naturali impari ai lui 6 este 2, iar pentru n egal cu 12, mesajul afișat pe ecran va fi numărul de divizori naturali impari ai lui 12 este 2. În programul prezentat se declară variabilele întregi n, d și nr. Cu ajutorul instrucțiunii sin se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n. Citirea va fi precedată de afișarea unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila n. În variabila întreagă nr, inițializată cu valoarea 0, se va calcula numărul divizorilor naturali impari ai lui n. se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru determinarea numărului divizorilor impari ai lui n. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui n la presupusul divizor d este 0 și dacă divizorul d este impar și, în caz afirmativ, a fost identificat un divizor impar al lui n și se mărește cu o unitate valoarea variabilei nr. La finalul algoritmului se verifică dacă n este un număr impar și, în caz afirmativ, se mărește cu o unitate valoarea variabilei nr. Cu ajutorul instrucțiunii cout se afișează valoarea variabilei nr, precedată de un mesaj informativ. Dacă de la tastatură, la execuția programului pentru n se citește valoarea 1, mesajul afișat este numărul de divizor natural impar ai lui 1 este 1. La o nouă execuție, dacă valoarea variabilei n este 6, mesajul afișat este numărul de divizor natural impar ai lui 6 este 2. La ultima execuție pentru n egal cu 12, mesajul este numărul de divizor natural impar ai lui 12 este 2. Aplicație practică 2. Un număr natural nenul este perfect dacă dublul său este egal cu suma divizorilor săi. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul n cu maximum 9 cifre și afișează pe ecran mesajul numărul este perfect în cazul în care numărul dat este perfect, respectiv mesajul numărul nu este perfect în caz contrar. De exemplu, dacă n egal cu 6, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul numărul este perfect, iar dacă n egal cu 10, pe ecran, în urma execuției programului, mesajul afișat va fi numărul nu este perfect. În programul prezentat se declară variabilele întregi n, d și suma. Cu ajutorul instrucțiunii sin se citește o valoare pentru variabila n de la tastatură. Citirea este precedată de afișarea unui mesaj informativ prin care îi se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila n. În variabila întreagă suma se va calcula suma divizorilor naturali ai lui n. Această variabilă este inițializată cu valoarea 0. Se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru determinarea divizorilor numărului n. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui n la d este 0 și se adaugă la sumă valoarea acestui divizor reținut în variabila d. La variabila suma se adaugă valoarea variabilei n ca fiind cel mai mare divizor al lui n. La finalul algoritmului se verifică dacă numărul n este perfect, pornind de la definiție, și se afișează un mesaj corespunzător. La execuția programului, dacă n egal cu 6, mesajul afișat este numărul este perfect, iar la o nouă execuție, dacă n egal cu 10, mesajul afișat va fi numărul nu este perfect. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul n și afișează pe ecran suma divizorilor săi impar pozitiv. De exemplu, dacă n egal cu 3, atunci pe ecran se afișează valoarea 4, iar dacă n egal cu 9, valoarea afișată va fi 13. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme care prelucrează divizorii unui număr natural.